imediat despre cum Evgenii Prigojin, știți, este patronul Wagner. Astăzi i-a mulțumit Dianei Șoșoacă pentru felul în care se implică în susținerea Rusiei. Mulțumirea nu era directă, era în urma unei întrebări care s-a referit la Diana Șoșoacă și abia că întrebarea e mai interesantă decât ce a spus Prigojin. Dar să nu dăm filmul pe repede înainte, pentru că vom vorbi despre asta în a doua parte a orei. În prima parte a orei, despre o tărășenie de astăzi, de la București, pentru că PSD, PNL și UDMR au crezut astăzi că România a uitat de Ordonanța 13. Și nu s-a întâmplat asta. Pentru că, pe repede înainte, la Senat a fost trecut un proiect legislativ care dezincriminează abuzul în serviciu de până în 250.000 de lei, adică până în 50.000 de euro. După ce s-a întâmplat, a izbucnit scandalul. Toată lumea s-a gândit la Ordonanța 13. Cum a fost posibil ca cele trei partide să readucă la viață proiectul de suflet al lui Liviu Dragnea? Ce s-a întâmplat? Au reapărut întrebările pe care ni le puneam la Ordonanța 13. De ce? De ce 250.000 și nu o altă sumă? De ce pe repede înainte? De ce pe ascuns? Pentru că n-a știut nimeni că se întâmplă asta. Cine? Aceasta a fost prima întrebare a jurnaliștilor. Cine a putut să facă una ca asta? Partidele, politicienii, parlamentarii au început să dea vina unii pe alții sau să spună nu eu, nu eu, a venit de la șefi, cel mai sincer dintre toți, un domn pe care îl cheamă Cristian Țăgârlaș, este șeful Comisiei Juridice de la Senat, care în direct la Studio Politic la Digi24 spune: eu am primit amendamentele pe mail, de la lideri. Iată. În afară de faptul că există o evoluție a prețurilor și a tuturor elementelor de cost aferente, această decizie este una politică și a fost luată duminică seara de către coaliția de guvernare. Eu cine a propus pragul a fost o decizie a coaliției, ea mi-a fost comunicată, am fost informat și am pus-o în aplicare sub aspectul unor amendamente care au fost comunicate membrilor comisiei luni, au fost inițial discutate marți și adoptate miercuri dimineața. Haideți să fim cinstiți, nu s-au trezit senatorii PNL, PSD, UDMR să votăm noi un prag ca așa ne-a plăcut nou. Decizia a fost luată în ședința coaliției, corect? De duminică seara, da. Ulterior, cineva... Și în urma discuțiilor, vă poate confirma și domnul Predoiu și alte persoane care au participat la acea discuție. A participat și ministrul Justiției, da? Da, bineînțeles. Cineva a înmânat amendamentele? Mi-au fost comunicate pe mail. Din partea? Nu rețin acum cine mi-a comunicat pe mail. O să de mă la partid? Și pot să revin. Da, de la partid, bineînțeles că de la partid, nu de la altcineva. Iar aceste amendamente au fost comunicate și au fost discutate și cu domnul Cazanciuc și domnul Cazanciuc le-a avut, le-am discutat. Ele au fost imediat comunicate pentru că transparența pentru mine este foarte importantă în cadrul comisiei. Imediat ce le-am primit, le-am comunicat mai departe membrilor comisiei. Așa. Prag valoric de 250.000 de lei. A venit. Așa a venit. Și bună știință? Da, bună știință și consecințe grave. Adăugăm informații pe care le-au obținut colegii de la Digi24.ro. Inițial, liderii politici, pentru că ați văzut, decizia s-a luat duminică seara în ședința coaliției, o ședință care fusese convocată pentru pensii, pentru pensiile speciale. Dar s-a luat și această decizie. Digi24.ro. Inițial, liderii politici au susținut că nu ar fi fost prezentat decât un principiu, principiul punerii de acord cu deciziile CCR, fără să fie menționat vreun prag care ar fi fost introdus în proiect de parlamentarii din Comisia Juridică. După care, conform informațiilor obținute de Digi24.ro de la mai multe partide, de la ambele partide, PSD și PNL, a fost indicat drept autor al sumei de 250.000 de lei Ministerul Justiției. Colegii au sunat astăzi la Ministerul Justiției ca să stea de vorbă cu ministrul Cătălin Predoiu. Răspunsul automat a fost de fiecare dată, este într-o ședință. Către seară, Ministerul Justiției a emis un comunicat prin care ne spune că la deputați, la Camera Deputaților, Ministerul va propune alt prag de 9.000 de lei. Comentăm cu invitații noștri, Anca Suciu, realizator Studio Politic, bună seara, Anca. Valeriu Turcan este consultant politic, bună seara, Valeriu Turcan. Și Radu Albu Comănescu este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității din Cluj, bună seara. Bună seara. Primul comentariu vă aparține. Domnule profesor, cum vă arată dumneavoastră toată tevatura?
M-ați readus în politica românească, tot timpul mă țin de cap când vine vorba de a face asemenea comentarii. Îmi aduc aminte de o perioadă care nu ne-a fost fastă, în 2017, și mă întrebam unde au dispărut aceste tendințe și dacă nu cumva ele au fost reciclate în subteran sau dacă au fost în sfârșit eliminate, așa cum era cazul. Vedem că au fost reciclate în subteran. Ceea ce mă interesează în primul și în primul rând este momentul în care acest lucru este efectuat. Mă refer la 2023, un an înainte de alegeri. Cele două partide se simt foarte confortabil, se pare, în această alianță, încât să își menajeze interesele pentru a o împinge mai departe și pentru, fără îndoială, a găsi acele căi comune prin care să beneficieze reciproc de toleranță, astfel încât în anul viitor, în loc de o dezbatere electorale care să fie viguroase și să aibă realmente capete de acuzare, dacă este cazul, vom avea probabil o campanie electorală destul de molcomă, tandră, în care cele două partide mai degrabă se vor susține unul pe celălalt, tolerându-și asemenea aspecte sau încorporându-le treptat într-o politică, cum spuneam, subterană de gestiune a României. Nu știu unde, mă bucur în primul rând că Camera Deputaților și în general câteva voci politice au reacționat, dar nu știu pe unde este societatea civilă, să spun așa, societatea civilă de calitate din România în acest moment. Intervențiile ar trebui să fie destul de puternice. Cred că este din nou cazul să redeschidem discuția cu privire la ce alte surprize ne mai pot aștepta de la o coaliție guvernamentală care, fără îndoială, are meritele ei până la un anumit punct, dar care începe să se simtă mult prea bine în poziția de putere în care este, pentru a nu-și mai pune întrebări cu privire la cine ar putea să le chestioneze legitimitatea inițiativelor. Anca Suciu, toată ziua ai pus întrebarea cine? Ți-e clar? Cine e autorul? De unde a pornit? Nu au foarte, foarte corect a fost președintele Comisiei Juridice din Senat în momentul în care a explicat că nu ai cum să-ți imaginezi că senatori sau deputați, fie că sunt de la PSD, fie că sunt de la PNL sau UDMR, își permit să facă o propunere în acest moment fără să aibă girul liderilor coaliției. Că de fapt el asta a explicat. Că nu ne-am gândit noi la un prag, ne-a plăcut și am pus în aplicare. A fost foarte sincer și a recunoscut că amendamentul a ajuns pe mail. De remarcat, la ora 3, când a fost studio politic, atunci acumulam informațiile despre acest prag de 250.000 de lei, care, potrivit Ministrului Justiției, se va transforma în 9.000 de lei la Camera Deputaților. Dar până la momentul comunicatului de presă al Ministrului Justiției Cătălin Predoiu, niciun alt membru de la PNL sau PSD cu putere de decizie în coaliție nu a reacționat să spună că vor renunța la acest prag sau să își asume responsabilitatea acestei decizii. Povestea pleacă de duminică, de la acea ședință de coaliție. Ulterior a fost pusă în aplicare la Senat de către, să ne înțeleagă cei de acasă, nu vorbim de senatori oarecare, senatori teoretic cu studii juridice. Acum dacă ne uităm la toate comisiile din Parlament o să observăm că sunt mulți dintre membrii din comisiile de specialitate care nu sunt pregătiți neapărat pentru acele comisii, dar președintele Comisiei Juridice este reprezentantul Partidului Național Liberal, ați văzut, este un parlamentar tânăr. Eu aș zice, uite, n-am verificat asta, dar aș zice că este la primul mandat și este singurul care a reacționat din partea Partidului Național Liberal, nu Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, deși am scris, l-am invitat să intre în emisiune, nu Cătălin Predoiu, despre care ai spus și tu că era într-o ședință și nu exista nicio lămurire. Pur și simplu ne-am trezit cu ordonanța 13 în plină zi, în 2023, adoptată și chiar cu upgrade-uri în Parlamentul României, cu o majoritate extrem de confortabilă a PSD și PNL, împreună cu UDMR și minoritățile naționale, să nu uităm de ei, care poate face orice dacă își pune în cap acest lucru. Periculos mi se pare că argumentele în acest moment invocate, PNRR, e jalor în PNRR și trebuie să respectăm deciziile Curții Constituționale, și doi, cumva explicată, dar nu la nivel înalt de către partide, poate în eșaloanele 2 și 3 veți auzi argumentul acesta la televizor, că l-am tot văzut explicat,
Abuzul în serviciu e de fapt sperietoarea prin care primari, funcționari publici, sinceri, onești, care răspund și muncesc doar în beneficiul omului, cetățeanului din România, sunt alergați, hăituiți de către procurori. Au modificat acest abuz în serviciu, l-au redefinit odată, au introdus sintagma cu știință. Adică procurorul trebuie să dovedească că omul știa legea și a avut intenția să greșească, da. Apoi să constate că prejudiciul este foarte mare, este de 250.000 de lei sau chiar mai mare de atât. E o parțial dezincriminare pentru că nu ajunge în pușcărie funcționarul public, dar poate răspunde contravențional. Dar ce mi se pare periculos este că această coaliție de guvernare nu s-a gândit o secundă, deși avem acolo membrii Partidului Național Liberal, care au beneficiat de pe urma protestelor din 2017, de nemulțumirea, de nervi, de deznădejdea oamenilor care au ieșit în stradă, au beneficiat în ce sens? Au obținut voturi la următoarele alegeri. Partidul Național Liberal anunța atunci că este de acord cu tot ce spune fiecare român în parte, că e nemulțumit de faptul că se încearcă salvarea unui politician de la răspundere penală. Era de acord cu românii care spuneau că nu așa se modifică o lege care este atât de importantă. Observați, e valabilă și acum. Și e valabilă și acum. Da. Erau liberali care spuneau că Partidul Social Democrat este ciuma roșie și că doar Partidul Social Democrat și Liviu Dragnea își permite să încalce statul de drept în România. Ori astăzi noi avem un Partid Național Liberal cu ministrul la justiție inexistent. Inexistent. Câte interviuri a dat Cătălin Predoiu să explice că noi avem nevoie și cum avem nevoie să adoptăm avertizorii de integritate, cum avem nevoie să punem în aplicare deciziile Curții Constituționale, cu atât mai mult cu cât în acest moment Curtea Constituțională, hai să spunem limpede, da, ar fi mai multe școli de gândire, dar Curtea Constituțională nu impune un prag. Da, deci ideea de ce n-ar pune pragul de un leu, de exemplu, dacă plus, chiar da, își propun să oprească corupția. Pentru că există o decizie a Curții Constituționale care a spus că nu trebuie să fie o sumă derizorie. Leagă pragul de faptul că dacă legiuitorul consideră că abuzul în serviciu este o răspundere, e o infracțiune, atunci trebuie să pună criterii care să... Sub care să cadă, sub incidența cărora să cadă doar aceia care au comis cu intenție fapte foarte grave. Avem o informație nouă, o reacție din partea lui Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, la propunerea Ministerului Justiției. Vă spuneam că în seara asta Ministerul Justiției spune că va merge la cameră cu un prag de 9.000 de lei pentru abuzul în serviciu. Marcel Ciolacu spune așa: am luat act de răspunsul Ministerului Justiției la solicitarea pe care am făcut-o și de propunerea privind instituirea unui prag de 9.000 de lei în ceea ce privește abuzul în serviciu. Coaliția de guvernare va susține propunerea venită din partea specialiștilor Ministerului Justiției. Am discutat și cu premierul Ciucă și ne vom însuși amendamentele la această lege. Foarte interesant, extrem de interesant. Deci, pentru coaliția de guvernare vorbește Marcel Ciolacu, pentru Nicolae Ciucă vorbește Marcel Ciolacu. Foarte interesant. Valeriu Turcan, un comentariu despre modus operandi, despre modul de operare de astăzi. Repede, n-am știut, n-au știut nici bieții parlamentari ce votează, că venise în plic. După cum spunea Caragiale, o semnăm, dar o dăm anonimă, pe mail, în 2023. Acum, cred că totul are legătură cu modul în care funcționează decizia în acest conclav al coaliției de guvernare. Pentru că nu este un for cu foarte mulți participanți. Dacă ar fi fost mai mulți participanți acolo, poate cineva le-ar fi atras atenția. Pentru că nu este prima situație în care reprezentanții Partidului Național Liberal, în speță premierul Ciucă și ministrul de interne Bode, ajung să trebuiască să dea explicații publice pentru o decizie la care au fost coparticipanți. De ce spun acest lucru? Pentru că ieri Marcel Ciolacu a anunțat, de exemplu, că PSD-ul nu este de acord cu propunerea luată tot în coaliție, dar care a venit ca inițiativa reprezentanților PNL, Nicolae Ciucă și Lucian Bode, privind
amenzi care ar trebui transformate în zile de închisoare pentru cei care tulbură ordinea publică. Era o modificare la legea care reglementează protestele publice. Cu alte cuvinte, PSD-ul și liberalii au fost împreună în acest conclav, au luat decizia. Când a ieșit prost, PSD-ul este primul care iese în încercarea de a se delimita de această propunere. Demența pe care o discutăm în această seară este fix din aceeași categorie și nu pot să-mi explic magia cu care Marcel Ciolacu îi anestezează pe Nicolae Ciucă și pe Lucian Bode în aceste ședințe, pentru că lucrurile se întâmplă sub nasul lor. Îi lovește cu flacăra violet. Îi tratează cu anumită superioritate. Știe că o să fie prim-ministru. Este forța partidului mai puternic în această coaliție. Nu știu, dar, în mod clar, sunt mai multe situații în care deciziile se iau în comun și PSD-ul a doua zi este foarte bine, ca și cum n-a avut nicio responsabilitate în decizie. Și atunci, la ce concluzie ajungem? Că PSD-ul pare să fie învățat din greșelile trecutului, nu? Ordonanța 13, protestele din fața Palatului Victoria, nu? Când era Carmen Dan, ministrul de interne, în vreme ce a doua zi sau a treia zi, reprezentanții Partidului Național Liberal, că îi cheamă Predoiu, Ciucă sau Bode, ajung să trebuiască să dea explicații publice. Mai e o chestiune, saltul este uriaș, de la o sumă absolut rezonabilă, pentru că trebuie să acceptăm. Nu orice eroare este intenționată și chiar dacă sunt erori intenționate, unele nu trebuie să fie urmate de o trimitere în închisoare. O sumă de 2000 de euro sau un echivalent în RON ar fi absolut decentă ca un punct de plecare. Ar fi 3000 de euro sau oricum 5000 de euro. Dar a 50.000 de euro este o invitație, este un mercurial, dacă vreți, al abuzului în serviciu public pentru toată România. Și încă situația se poate gestiona, pentru că am înțeles comunicatul, sensul politic al comunicatului dat de Marcel Ciolacu. Avem și un comunicat al lui Nicolae Ciucă. Problema va fi gestionată. Acum 3 minute. N-a existat o propunere anterioară de la Ministerul Justiției, este o singură propunere de 9.000 de lei. Depășim momentul, mâine o modificăm și am scăpat de... Dar dacă nu ar fi gestionat-o totuși atât de repede, CPNRR, un scandal internațional de proporții, pentru că s-ar introduce un mercurial al abuzului în serviciu public. Care e reacția lui Nicolae Ciucă? Acum 3 minute pe Facebook, președintele PNL a scris: în această seară am decis să susținem propunerea Ministerului Justiției privind pragul de 9.000 de lei la infracțiunea de abuz în serviciu. L-am mandatat pe liderul grupului PNL de la Cameră, Gabriel Andronache, să depună acest amendament în numele Partidului Național Liberal, în vederea susținerii și adoptării lui. Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, bună seara! Bună seara! Cum e afacerea asta? Asta ne lipsea. Da, într-adevăr, asta ne lipsea. E o chestiune care privește în special zona judiciară. De ce? Pentru că mă uit la prag, fac expertiză contabilă și constat că e faptă sau nu e faptă. Deci, din acest punct de vedere, practic anticipez o interpretare a actului judiciar. În al doilea rând, nici Comisia de Naveneția, nici Curtea Constituțională nu vorbesc de praguri. Vorbesc de necesitatea unui reper cert în ceea ce privește interpretarea vinovăției și a pericolului social al faptei, cum se spune în penal. Deci, din această perspectivă, unde este explicația din spatele pragului? Unde este justificarea? 9.000, de ce nu 10.000? Cifra aia de 250.000 e enormă. Este într-adevăr colosal. Dar pericolul faptei poate să fie nu numai cuantificabil după prag. Pericolul faptei poate să fie printr-o practică, printr-o atitudine care la un moment dat prejudicează partea vătămată, oricare ar fi a statul, mă rog, funcționarul care în exercițiul atribuțiilor sale face sau nu face un anume act. De ce nu există o explicație? Cum a fost pusă pe ordinea de zi? Cu 250.000. Pentru că înseamnă că în birourile permanente s-a avut în vedere discuția în comisii, etc. Și a fost pusă pe ordinea de zi, după care ne delimităm politic.
cel care privește din afară devine circumspect într-o astfel de situație. Ministerul Justiției trimite spre guvern fără prag, după care Ministerul Justiției vine cu prag. Toate aceste elemente, sunt convins, au o bază rațională, legală, interpretativă, fără doar și poate. Dar de ce ai procedat așa într-o chestiune atât de sensibilă? Pentru că este foarte sensibilă. Absolut. Credeți că a fost un test? Nu, cred că... Credeți că a fost o scăpare? Și dacă a fost o scăpare, de ce nu s-a putut gândi nimeni că totuși a fost ordonanța 13 și că oamenii români au reacționat cum au reacționat? Și că nu există toleranță la așa ceva? Are parfum de asumare-neasumare. Am auzit uneori în guvern. Hai să o adoptăm așa și lasă să o schimbe în Parlament. Nu, nu, Doamne ferește. Nu în cazul acesta. Nu în cazul acesta, nu. Au fost în anii trecuți, în diverse... Deci e posibil să fie o asociere-disociere, o asumare sau o lipsă de asumare legată de anumite aspecte. Într-un fel, dacă e să mă întrebați, probabil că greșesc, seamănă ca și sensibilitate și ca și derobare de răspundere de legea pensiilor speciale. Seamănă. Este același tip de proiect care pare să că nu-i cert pe verticala deciziei. Și de ce n-ar fi? Cum scrie astăzi Digi24.ro, îl vor... dar nu vor să și-l asume. Da. Este valabil și aici? Adică și-ar fi dorit un prag atât de mare? Am auzit explicația legată de, iarăși, de PNRR. Acum totul se legă de PNRR. Cu tot respectul, este adevărat, dar sunt zeci de decizii ale Curții Constituționale în ceea ce privește acomodarea legii penale, procedurale sau substanțiale, care nu au fost puse în discuția Parlamentului. Deci, e clar că aici interveneau asumare. De ce acum și de ce în acest fel? Bun, ține de suveranitatea celor care decid. Dar de ce nu explici? De ce nu explici? Pentru că altfel, fiecare va trage într-o altă direcție explicația. De la cel care protestează până la cel care ar avea, într-o formă sau alta, chiar argumente din această perspectivă. Anca Suciu, ai stat de vorbă cu mulți politicieni astăzi. Unii nu au vrut să apară la televizor, dar de asta de vorbă, tot asta de vorbă. Care e atmosfera? Senzația ta era că erau surprinși? Că erau surprinși că au fost surprinși? Adică că i-au prins societatea? Sau că nu știau, habar n-aveau, era ca și cum ceva le-ar fi scăpat sau cineva s-ar fi jucat cu zerourile și au zis, wow, dar noi n-am vrut asta. Care e senzația ta? Eu n-aș merge pe scenariul în care politicienii sau... reprezentanții din coaliția de guvernare nu știu, fac lucruri pe care să nu și le imagineze ca efect. Nu există. Nu toți reprezentanții au știut. Am vrut să fac și această virgulă, sau poate am eu, sunt optimistă, sunt un om optimist și cred totuși că în guvern, în parlament, nu intră chiar oricine. Sunt oameni care greșesc pentru că nu... au știință, ca să mă refer la paragraful pe care l-au propus astăzi în comisie. De altfel, președintele Comisiei Juridice din Senatul României ne-a explicat, apropo de ce 250.000 de lei și nu 200.000 de lei, cum a propus Dragnea. Ne-a explicat că au crescut banii, s-a scumpit corupția. 50.000 de euro, astăzi sunt 250.000 de lei. Adică și-a asumat această explicație. Omul a fost considerat de Partidul Național Liberal cel care trebuie să răspundă, să comunice, după ce toată lumea s-a dus la fund. Nimeni nu și-a asumat în prima fază. Asta, scenariul acesta. Ajunge pe mail amendamentul în Comisia Juridică din Senat luni. La ora 18 seara luni pleacă înspre membrii comisiei. Marți se reunesc. Li se transmite membrilor comisiei că nu discutăm astăzi amendamentele, le discutăm miercuri. Iar miercuri ele pur și simplu sunt adoptate rapid, ajung la plen și suntem la momentul în care analizăm ce s-a întâmplat. Luni, nimeni nu a spus nimic. Marți, nimeni nu a spus nimic. Astăzi, în primă fază, nimeni nu a vrut să își asume. Sunt comunicatorii ai Partidului Național Liberal care ies foarte des. Răspund pe ce vrem și pe ce nu vrem în Parlament, în emisiuni. Astăzi nu ai dat de ei. A ieșit acest președinte al Comisiei Juridice din Senat ca să ne explice că pragul este corect pentru că avem nevoie de acest prag. Doi, că e decizia liderilor coaliției, decizie la care a participat și Cătălin Predoi, ministrul Justiției, duminică. Trei, noi suntem simpli aleși ai neamului. Noi nu putem face nimic fără
decizia liderilor coaliției. Oricum să cred eu atunci că ei sunt surprinși. În același timp, scenariul este copy-paste după 2017, 2016, 2017. Este ordonanța 13 a lui Liviu Dragnea. Ce să te surprindă la asta? Ce să te surprindă? A apărut elementul nou, scuză-mă doar atât, PNRR. Acum invocăm PNRR și războiul pentru toate relele pe care... Valeriu Turcan, spuneți că nu toți au făcut-o cu bună știință? Nu, sunt ferm convins că dacă s-a lucrat coordonat, și cred că a fost o lucrare coordonată, s-a întâmplat în următoarea secvență. Decizie a coaliției, comunicată reprezentanților politici de la Senat, comunicată șefilor de comisii și executată. Acesta a fost traseul. Mulți din Camera Deputaților sunt ferm convins, n-aveau cum să știi. Dar nu chiar... deschizi mail-ul ăla, nu citești? Când ai primit un mail cu amendamente. Și amendamentele sunt următoarele. Nu deschizi să vezi. Domnul ce... Țăgărlaș a fost elegant și cu dumneavoastră și cu Partidul Național Liberal. A spus adevărul, dar n-a spus cine a fost persoana care a trimis respectivul mail. Probabil pentru a proteja totuși și Partidul Național Liberal. Dar vreau să mă gândesc la altceva. Noi am scăpat în anul trecut de MCV. Dacă o astfel de întâmplare s-ar fi întâmplat cu MCV-ul încă în funcțiune, noi nu scăpam de MCV. Să ne fie clar. Și nu vreau să mă gândesc ce telegrame s-au trimis astăzi de la București, pentru că ți arată o decizie politică luată la cel mai înalt nivel, contrară tuturor angajamentelor asumate de România. Și la nivel politic, dar și prin legile și comunicările în relația cu Comisia Europeană. Și cred că următorul pas este acela că la Bruxelles lumea va fi mult mai atentă cu România. Pe ideea în care am ridicat MCV, oare am procedat corect? Hai să fim puțin mai atenți, inclusiv ce se întâmplă cu acest PNRR. Deci, o singură precizare. Care-i problema între 9.000 leu, 9.999, care-i problema? Problema se numește, și aceasta era întrebarea pe care trebuiau să-și o pună inclusiv politic subsecvent asumări, pericolul social al faptei. Deci între 9.000 și un leu și 9.000 fără un leu, diferența este de pericol social. Eu practic îți dau ție, procuror sau judecător, un instrument prin care să fii ceva mai concret. Și evident pun și opinia publică în alertă în acest punct de vedere, să fii ceva mai concret între a diferenția între o faptă care reprezintă un pericol social și o faptă care nu reprezintă un pericol social și poate fi încadrată în alte zone. Deci aici este problema. O chestiune foarte fină de raționament juridic extrem de complicat, dar legat de, cum se spune, de latura subiectivă a faptei, nu de cea obiectivă. Pentru că este fapta unui funcționar care fie face, nu face ceva și produce o pagubă, mă rog, simplific. Au mai adăugat în text, din câte am văzut, și cu știință. Da. Deci asta înseamnă intenție. Da. Deci, eventual, se poate comite un abuz din culpă, care nu e cu intenție, că e din culpă. Deci, de ce am dat acest exemplu? Da, sigur că e foarte posibil. Vreau să vă spun cât de nuanțată este problema. Și cum, într-adevăr, după părerea mea, nu poate fi tratată simplist. Pur și simplu, am dat să faceți așa și să fie la plafonul și hai la revedere. Pe urmă, ai și scandal public. Hai să scădem plafonul. De ce l-ai crescut? De ce l-ai scăzut? Deci, care e rațiunea din spate? Nu că m-a tăvălit la televizor, iertați-mă. Discutăm de chestiuni extrem de grave. Faptul e de la 2 la 7 ani. Deci nu e așa o simplă... Și în contextul în care ne apropiem de alegeri, ce face coaliția asta de guvernare? Dă sporuri de peste 50% în anumite ministere după ce a blocat posturile, dă pensii speciale primarilor, face în așa fel încât pensiile speciale să rămână în plată și acum ce temere aveau primarii și funcționarii? De ce se plângeau? Că sunt alergați la televizor cu cătușe pentru abuzuri în serviciu și iată că se reglementează și acest abuz în serviciu. Ne ridicăm acest semn de întrebare? Are într-adevăr această coaliție dorința de a asigura stabilitatea României într-un context extrem de tensionat cu război aproape la graniță sau coaliția nu face altceva decât să își asigure menținerea la putere, să își asigure voturile din partea membrilor de partid. Valeriu Turcan, deci duminică seara liderii coaliției împreună cu Cătălin Predoiu hotărăsc 250.000. Liderii coaliției, de la distanță împreună, nu știm, în seara asta ne anunță că ei amândoi și coaliția în totalitate își asumă 9.000 de lei
și că la cameră asta se va întâmpla, asta se va propune. Ce s-a întâmplat? Se încearcă un exit, nu, o ieșire întâmplat? Cât mai rapid din această problemă. Și ce s-a întâmplat între duminică seara și miercuri seara? Cred că au realizat gravitatea situației. Așa repede? Cu un impact, dar nu și-au putut imagina? Un impact imediat, nu este doar un impact politic. Este și un impact imediat în relația României cu Comisia Europeană. Pentru că noi, inclusiv la abandonarea MCV-ului, am spus în felul următor. S-a trasat o graniță, niciodată n-ar mai fi posibil în România să mergem la practicile guvernului Grindeanu. Culmea, ar mai fi fost astăzi să-l auzim pe Sorin Grindeanu. Să renunțăm la această decizie ca să învățăm din deciziile trecutului, din erorile trecutului. Eu am învățat. Da? Și pare că PSD-iștii astăzi au învățat mai bine lecția trecutului. Pentru că primii care vor plăti un preț politic și primii care ar fi trebuit să se sesizeze cu privire la gravitatea acestei enormități erau primul ministru Ciucă și ministrul de interne Bode. Și nu mai spun de Cătălin Predoiu. Pentru că el girează ceva ce în cariera lui s-ar putea să nu fie un moment fast. Pauză și după ce ne întoarcem vom vorbi despre cum Evgheni Prigojin o laudă pe Diana Șoșoacă. Mulțumim că susțineți poziția Rusiei. Ne întoarcem.